Salut, dragi prieteni, eu sunt Digi Football și iată-ne la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Un nou pack opening, este weekend și evident, după cum știți, de fiecare dată în weekend avem tradiționalul pack opening cu pack-urile scoase din SBC-urile de la marchi matchups, evident pack-uri tradable și de asemenea, după cum am zis, pack-uri pe care vă recomand să vi le faceți dacă aveți măcar 30k în cont, pentru că niciodată nu o să ieșiți în pierdere cu ele. Avem astăzi un nou Team of the Week, fraților, în frunte evident cu Griezmann de 91, de departe cel mai bun cartonaș probabil de aici. La fel de asemenea pe Thomas Müller 89 sau pe Leroy Sané 86, cam ăștia ar fi principalii jucători și poate Ederson la un 87. În restul meu avem și pe Dzeko de 86 sau pe Franco Vasquez tot de 86, dar ei probabil că valorează mai puțin. 6 pachete astăzi, fraților, unul de silver câștigat la un daily reward sau ceva. Avem acest silver reward pack plus restul pachetelor. Avem de asemenea un nou small prime electrum player spec pack din care știți că mereu ne pică inform sau walkout, așa că pe el vom deschide la final. Mai avem așadar încă 4 pachete în afară de acesta plus cel de silver. Acestea fiind spuse, hai să dăm drumul la treabă să deschidem primul pachet din acest mică SBC și cred că voi începe cu un premium gold player spec, probabil cel mai modest pe chestia acest premium gold player spec, de aceea și deschidem primul și are să vedem ce ne pică. Este board, este inform, ia să vedem, începe foarte bine, right back de la Burnley, extraordinar început, Loughton de 81, foarte, foarte bun acest pic, fraților, începem excelent acest pack opening, Loughton 81 de la Burnley, probabil că nu valorează foarte mult, dar poate, fiind de Premier League, va valora ceva, hai să vedem. Chiar nu mă așteptam, fraților, să începem așa de bine din prima. Hai să-l vedem pe Loughton, 13, 14, 15, ca e ok, e ok, fraților, haideți că-l pun direct pe transfer list, nu mai stau să aștept. Foarte, foarte, foarte bun început, prieteni. Chiar nu mă așteptam să ne pice din prima ceva ca lumea, mai ales că era un pack modest acesta. Nu-i așa, mă rog, cel mai modest pare a fi acest small prime, însă acesta de fapt este cel mai bun și abia aștept să-l deschid în finalul pack opening-ului. Continuăm cu acest jumbo gold pack, doar 3 chestii rare avem aici și am trebuie să ne pice board, sunt foarte, foarte mici și din păcate nu ne mai pică board. Este vorba doar de un gold rar, Cron Daily, cred? Nu, este Pion Sistow de la... de la Celta Vigo, o să foarte bun, fraților, acel început cu acel inform, hai să băgăm, tot a fost aici un pack modest. Acum avem, iată, și un King Power Stadium, pe care o să-l fac active, pentru că, după cum știți, King Power Stadium, stadionul lui Leicester, mi-a rămas cât de cât în suflet. Deschidem acum acest pack de silver, deschidem la mijloc, așa, pentru a... Poate ne aduce noroc în pack-urile următoare acest pack de silver, un pack slab, evident, nu ne pică absolut nimic aici, un silver nu rar sau ceva. Da, avem 2, nu, 3 chestii de silver, noran și o minge, foarte slabe, evident. 3 pachete avem așadar, fraților, premium gold pack-ul, rare electrum player pack-ul și small-ul pe care îl păstrăm pentru final, pentru că este cel mai bun. Începem cu acesta, hai jocurile din nou cu un board, te rog frumos, nu este board și nu va fi grozav, se pare. Da, e slab. Foarte slab, un german de la Brøndby. Dacă ești german și am să joci la Brøndby, e clar că nu ai nicio treabă. Un pack modest aici și mai rămânem cu aceste două pachete. Rare Electrum Player Spec. Hai că începem cu el. Hai, jocule, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Nu, mă, nimic. Mamă, nimic, mă, dar nimic. Ne pică Rakitski, nu Rakitski. Stepanenko. Foarte slab acest Stepanenko. Bă, am început cu informul ăsta de atunci, chiar a fost foarte modest. Foarte mulți jucători de silver, poate reușesc să-i vând la un preț bun. Nu știu, sau și pe Amartie, îl băgăm pe Transfer Market, pentru că altceva nu avem ce face cu el. Avem acum ultimul pachet, ultimul pachet, acest Mall Prime Electrum Player Spec. Va fi board 100%, zic eu, să haideți să vedem ce board. Este board, evident, după cum v-am zis. Hai un board ca lumea jocului, te rog frumos. Japoneza, olio, Shinji Kagawa. Famă, bă, deci când am văzut steagul Japonia, am zis, bă, e gata, n-avem nicio șansă. Shinji Kagawa, fraților, 83 OVR. Probabil unul dintre cele mai slabe borduri care puteau să ne pice.
Rondon și niște jucători aici foarte, foarte slab. Faci măcar un K, mă. Faci măcar un K, chiar sunt curios. Ok, nu știu, un K jumate văd că costă, e un preț acceptabil și îl punem și pe el pe lista de transferuri și cam atât, fraților. Send all items to club. Cam atât, fraților, și cu acest pack opening. Ne-a picat foarte bine la început. Practic, primul pachet a fost și cel mai interesant. Acel inform Lautan, din păcate, un inform nu prea grozav. Însă eu zic că se putea și mai rău. În rest, un pack bun, vă scoate din nou profitul pe el. Cine știe, poate voi și câștiga vreo 20 de ca măcar din... Sau 10 ca din ceea ce am deschis. Eu sper că v-a plăcut acest pack opening. Nu uitați să dați un like, să dați un share pe Facebook dacă susțineți canalul și de asemenea să faceți și voi pack-urile, SBC-urile de la Marquee Matchups, pentru că 100% veți câștiga ceva bun. Eu am fost AG Football, ne vedem data viitoare, vă urez o zi cât mai frumoasă, toate cele bune, la